Așezământul social caritabil Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv al mănăstirii Hadâmbu din județul Iași va fi sfințit tot mâine de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Clădirea este destinată pelerinilor și s-a ridicat între ani de zile. Așezământul se înscrie în lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române. În fiecare duminică și sărbătoare la mănăstirea Hadâmbu, peste 1000 de pelerini primesc o masă caldă. Mai multe detalii despre acest edificiu aflăm din interviul pe care colegul nostru Constantin Cioful a realizat cu părintele stareț Nicodim Gheorghiță. Alături de noi se află arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, pe care îl rugăm să ne spună pentru început câteva cuvinte despre cum a început construirea sau ideea construirii unui așezământ de mari dimensiuni pentru pelerinii care vin cu evlavie să se închine la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, dar și pentru pelerinii care se află în pelerinaj la mănăstirile din toată Moldova. Pentru noi, 8-6 Sfinte Mănăstiri, pe primul plan a fost să ne îngrijim mai mult de pelerinii. Faptul să aibă unde să-și plece capetele. Pelerinii vin nu numai la hramul, vin în timpul săptămânii, zilnic, prima Sfânta Mănăstirea noastră, vin pentru rugăciune, pentru rugăciune de mezul nopții și pentru evlavia față de Maica Domnului, icoana făcătoare de minuni din Sfânta Mănăstirea noastră. Ne fiind spațiu unde ajuns pentru mulțimea de credincioși, mulțimea de pelerini care urcă dealul Sfintei Mănăstirii noastre, tot timpul l-am rugat pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să reușim să reîncepem o nouă clădire. Iată că din mila lui Dumnezeu am reușit cu darul lui Dumnezeu, a unor ctitori și a credincioșilor pelerini care urcă dealul Sfintei Mănăstirii Hadâmbu zi noapte. Este un moment într-adevăr istoric pentru această Sfântă Mănăstire. Ca cel puțin 3 ani de zile, să spunem, am finalizat deja lucrările și bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu a lucrat atât de frumos încât, iată că pe 13 octombrie, din încredințarea în al preasfințitului Mitropolitul nostru Teofan, cu binecuvântarea în al preasfințitului, va fi sfințită această clădire de către înalt preasfințitul, un sobor de arherei și preoți și diaconi. Am văzut câteva imagini de la începuturile construirii acestei clădiri și, bineînțeles, că ați fost prezent mai tot timpul, zi de zi, înțelegând și văzând lucrarea amplă ce s-a desfășurat acolo. A fost extraordinar de greu. Mila lui Dumnezeu ne-a ajutat și gândul bun care l-am avut față de pelerini care, să spunem, nu numai la Sfânta Cuvioasa Parascheva urcă pelerinii zi noapte și sunt căzați în fiecare seară, mai cu seamă în aceste săptămâni, sâmbătă, duminică și săptămânal, peste 600 de pelerini. În afară de sărbătoarea Sfintei Preacuvioase Mănăstirii Parascheva, pelerinii vin cu multă evlavie și credință către Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni. A fost foarte greu, deși este o clădire destul de mare, cu spații de cazare peste 600 de pelerini, dar Dumnezeu a lucrat atât de frumos, fiindcă ctitorul mare principal al casei pelerine este prințul Sturza Ștefan, și apoi urmat de câțiva ucenici ai Sfintei noastre mănăstiri, foarte apropiați de locul acesta. Și trebuie să recunoaștem și domnul Becali a făcut o donație pentru această casă. Spuneți în câteva cuvinte despre implicarea preasfințitului părinte Calenic Botoșeneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care v-a sprijinit cu sfatul pe perioada derulării acestor lucrări și a fost mereu prezent alături de sfinția voastră. Preasfințitul părinte episcop Calenic Botoșeneanul a fost alături de arhitecții care au făcut proiectul, de domni ingineri care au făcut proiectul, dar a contribuit cu un sfat spre fiii duhovnicești. Prințul Sturza Ștefan este fiul duhovnicesc al preasfinților părinte episcop Calin Botoșeneanu și în mare parte a făcut, spunem că, mari donații prințul Sturza Ștefan la această clădire. Mă refer la fundație, ne-a fost aproape credincioși și duminică de duminică am insistat spre pelerini, puținul care l-au lăsat duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, l-am pus acolo unde șare locul. Casa pelerinului este menită, cu gândul acesta am făcut-o, să menită întru totul pelerinilor. Pentru că ați amintit de momentul sfințirii, aș dori să facem un pic referire la acest program. Nu este un program complex, este, cum ați spus și până în momentul de față, ora 18, o sfințire inclusă
în programul Sfintei Cuvioase Parascheva de către Înalt Preasfințitul Părinte Teofan. Da, sunt datorat să mulțumesc Înalt Preasfințitul Părintele nostru, Mitropolit Teofan, că a aprobat această sfințire, chiar într-o zi foarte importantă, să spunem, Înalt Preasfințitul. A găsit de cuvință ca după amiază, la ora 18, să fie prezent cu mai mulți ierarhi. Și pentru noi, cum spunea și dumneavoastră, rămâne în istorie această zi binecuvântată de Dumnezeu, prezența în Înalt Preasfințit Mitropolit Teofan, dar și a celorlalți ierarhi care vor fi prezenți pentru sărbătoarea Sfintei Preacuvioase Mănăstirii Parascheva. Așadar, slujba va începe la ora 18 în fața așezământului social Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv. Bineînțeles că sunt invitați și credincioșii, pelerinii și deja aveți rezervate toate camerele pentru seara de 13 spre 14. Mai multe detalii nu vă pot să vă dau, să vă prezint decât Preacuvios Părinte Exarh Nechipot sau un alt preasfințit când o să ne mai anunțe, revenind credincioșii care au contribuit cu puținul dumnealor, cu mare bucurie ne-au anunțat că vor fi prezenți la această mare binecuvântare și sfințire. Preacuvioase Părinte Stareț, să dea bunul Dumnezeu ca numărul mare de pelerini sau pelerinii din toată țara care vor poposi în această casă să aibă parte de multă binecuvântare și de multă liniște. Bine spus, să-și găsească liniștea sufletească, dar să vină și cu pace în suflet pentru a lăsa pacea și liniștea în acest sfânt așezământ.